Vă invit în momentele acestea să vă ridicați în picioare și pe toți aceia care aveți cu dumneavoastră Sfintele Scripturi să le deschideți în Cartea Psalmilor, să citim primele 12 versete din Psalmul 51, pagina biblică 582. Psalmul 51, pagina biblică 582. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David făcut când a venit la el prorocul Natan după ce intrase David la Batșeba. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alt decât zăpada, fă-mă veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobitu se vor bucura. întoarce privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Amin. Împăratul Teodosie omorâse șapte mii de oameni în Tesalonic. Imediat după aceea a dorit să participe la un serviciu religios al bisericii din Milano, Însă episcopul de atunci al bisericii, pe nume Ambrozie, i s-a împotrivit și uh, i-a spus că nu poate să facă parte din biserica lui Hristos, fiindcă este pătat de sânge. Iritat de atitudinea episcopului, împăratul Teodos i-a ripostat spunându-i următoarele. De ce mă opresc să particip la serviciul divin al bisericii din Milano, pentru că și regele David a păcătuit și toate acestea a participat la serviciile divine? Ambrozii omului Dumnezeu i-a răspuns în felul următor. Dacă l-ai urmat pe David în păcat, urmează-l și în pocăință. În această seară aș dori să vorbesc despre pocăință și sunt convins că fiecare dintre noi am auzit atâtea predici despre pocăință, am auzit atâtea studii biblice despre pocăință și cu toate acestea constatăm fiecare dintre noi nevoia de a ne pocăi. Pentru că pocăință, preiubiții mei, este un lucru care se petrece atunci când omul se întâlnește cu Dumnezeu, are nevoie de pocăință ca să se întoarcă la Dumnezeu și să-i slujească, dar în același timp este o stare de fapt. Este o stare permanentă în fiecare zi. Omul care îl iubește pe Dumnezeu trebuie să se cerceteze și trebuie să se pocăiască. Scriitorul rus pe nume Fiodor Dostoievski ne spune în felul următor. Nu există un mijloc mai bun de îndreptare decât să te gândești cu pocăință la cele ce ai săvârșit. Și mesajul Domnului pentru noi se intitulează în această seară Pocăința din nou cu Dumnezeu. Pocăința din nou cu Dumnezeu. Potrivit cuvântului din această seară, din cartea psalmilor, capitolul 51, sau așa cum spunem noi, psalmul 51, primele 12 versete. Pocăința admite păcatul, implică regrete, imploră iertare, aduce schimbare și conferă bucurie. Așadar, preiubiții mei, frașiți, dragi prieteni, pocăința admite păcatul pocăința admite păcatul. În versetul 3 David spune că îmi cunosc bine fără de legele și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Ori a spune îmi cunosc bine fără de legele și păcatul meu stă necurmat înaintea mea, Presupune că mai întâi de toate celelalte să admiți faptul că ești un om păcătos. Să recunoști că l-ai supărat pe Dumnezeu, că ai păcătuit față de Dumnezeu și în felul acesta te-ai făcut vinovat față de Dumnezeu. Pocăința admite păcatul, adică omul care se pocăiește recunoște faptul că l-a întristat pe Dumnezeu. Recunoște faptul că ești un om păcătos. Frate mei, nu se poate pocăință biblică, veritabilă, fără de fără ca să admiți propria stare, fără ca să admit propria mea stare. Nu se poate să mă pocăiesc cu adevărat așa cum înțelege Dumnezeu în Scripturi pocăința, fără să spun, Doamne, sunt un om păcătos. Nu se poate să te pocăiești fără să admiți faptul că ești un om păcătos. Întotdeauna pocăința biblică, pocăința care duce schimbare și mântuire dumnezeiască, plinătate cu Duhul Sfânt. Pornește de aici, preiubiții mei, dar la-ți admite propria stare. Să-ți recunoști înainte Lui Dumnezeu propria stare, să spui, Doamne, sunt un om greșit față de Tine. Doamne, privirea mea nu întotdeauna te onorează pe Tine. Doamne, ai milă de mine. Omul care se pocăiește spune, Doamne, vorba mea nu întotdeauna a fost dreasă cu sare. Nu întotdeauna am dat har celor ce m-au auzit. Doamne, am greșit față de Tine. Vorbirea mea, Doamne, s-a făcut vinovată față de Tine. Doamne, sunt un om păcătos. Am întristat fața ta prin felul meu de a vorbi. Doamne, nu întotdeauna gândul meu a fost sfințit. Nu întotdeauna gândul meu a fost asemenea Domnului Iisus Hristos. N-am împlinit întotdeauna porunca Apostolului Pavel când spune să aveți în voi gândul lui Hristos. Doamne, de câte ori gândul meu n-a fost sfințit. De câte ori în miezul zilei sau în miezul nopții gândul meu a hăinărit pe nu știu mai pe unde. Doamne, am întristat fața ta. Sunt un om păcătos. Am nevoie de tine, Doamne. Pocăința, preiubiții mei, frați și surori, pornește de aici. De la ați recunoaște propria stare. Cu alte cuvinte, ați admite propriul faliment. Nu se poate pocăință veritabilă biblică fără să ne mărturisim propria noastră stare. Fără să admitem păcatul din viața noastră, fără să recunoaștem că suntem oameni păcătoși. Să admiți în această seară faptul că nu întotdeauna faptele tale au fost cele mai potrivite. Să admit în această seară faptul că nu întotdeauna faptele mele au fost cele mai potrivite. De câte ori nu am întristat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a sălășluit în noi. De câte ori am fost oameni cei care nu am respectat învățătura Sfintelor Scripturii. De câte ori am fost oameni cei care am neglijat voia lui Dumnezeu pentru noi și pentru casele noastre. Ori, preobiți mei, toate aceste lucruri înseamnă lucruri urâte în ochii lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri înseamnă, cu alte cuvinte, păcate în ochii lui Dumnezeu. Or, nu se poate să am parte de o nouă relație cu Dumnezeu, să mă apropiu din nou de Dumnezeu, să-mi pun viața deoparte pentru Dumnezeu, să fiu cercetat din nou de Duhul Sfânt al Dumnezeu, până nu admit faptul că sunt un om păcătos. Totul pornește de aici în viața de părtășie cu Dumnezeu. De la a recunoște propria păcătoșenie. Trăim într-o societate în care Oamenii nu vor să accepte faptul că sunt oameni păcătoși. Oamenii nu recunosc propria păcătoșenie. Le place oamenilor să se vorbească frumos, să se prezinte frumos, să aibă o părere bună despre ei, chiar foarte bună despre ei. Scriptura însă, prea iubiții mei, ne spune că suntem oameni păcătoși. În această seară, când stăm în prezența Domnului, în casa lui Dumnezeu, te rog, meu, împreună cu mine să te cercetezi. Dumnezeu ne cunoaște așa de bine pe fiecare dintre noi, dar ar fi de mare trebuință spirituală că în această seară să ne cunoaștem și noi pe noi înșine. Spune așa de frumos Apostolul, să te cercetezi, să vezi dacă ești în credință. Frații mei, e nevoie în această seară să ne reanalizăm viața, pentru că pocăința admite păcatul. Poți în această seară să te uiți în viața matale și eu să mă uit în viața mea să spunem, Doamne, noi te-am supărat pe tine. Poți în această seară să te uiți la cele lucruri din viața ta pentru care te mustră cugetul, pentru care parcă nici nu-ți mai vine să te apropie de Dumnezeu. Parcă acele lucruri după ce le-ai făcut te determină să stai cât mai departe de Dumnezeu, să nu te rogi, să nu cauți fața lui Dumnezeu în scripturi, să nu vii în casa de rugăciune, să eviți oarecum prezența lui Dumnezeu. Ei, lucrurile acelea sunt lucruri condamnabile lucrurile de care ți-ar fi frică să le cunoască alții și mai ales într-o zi să dai față în față cu Dumnezeu, să dai socoteală de toate cele lucruri. Frații mei, lucrurile din viața noastră sunt lucruri păcătoase. Noi avem nevoie de o atingere proaspătă din partea lui Dumnezeu, de o reumplere a lui Dumnezeu cu Duhul lui Cel Sfânt. Dar nu se poate aceasta până nu venim la crucea lui Iisus Hristos Domnul, admițând faptul că suntem oameni păcătoși. Pentru că pocăința biblică admite păcatul. De aici pornește totul, de la ți admite propria -ți stare. Biblia ne spune că un om se suia la templu să se roage. Și pe când era în templu și se închina lui Dumnezeu, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea cu pumnii în pep și spunea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Interesant, Iisus Hristos, Domnul, apreciază felul de închinare al acestui om și le spune apostolul care erau de față, omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit. Asta înseamnă să-ți admiți păcatul. Când stai în prezența lui Dumnezeu care este sfânt, care este drept, care știe toate faptele tale și toate faptele mele, când conștientizăm faptul că nu ne putem ascunde de ochii lui Dumnezeu care cunosc absolut toate detaliile vieții noastre. Să vină înaintea Domnului împreună cu mine să spui, Doamne, suntem oameni păcătoși. Doamne, avem nevoie de Tine. Asta înseamnă, preibiții mei, pocăința. Pentru că pocăința admite păcatul. Omul care se pocăiește, cu alte cuvinte, își recunoaște falimentul. Apoi, pocăința implică regrete. Pocăința implică regrete. În versetul 4, Omului Dumnezeu, David spune în felul următor, împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Frații mei, David spune că păcatul este un lucru rău. Asta este o chestiune care nu te face casă bună cu învățătura zilelor noastre, promovată de societatea în care noi trăim. Mulți recunosc că anumite lucruri sunt păcătoase, dar nu vor să accepte faptul că păcatul este un lucru rău. Dar vi spune foarte clar că păcatul este un lucru rău în ochii lui Dumnezeu. Acum, tot ceea ce Dumnezeu numește a fi păcat înseamnă că este păcat. Și tot ceea ce Dumnezeu numește a fi un lucru rău denotă faptul că este un lucru rău. Toate păcatele noastre sunt lucruri rele în ochii lui Dumnezeu. Nu doar atât, preibiții mei. Păcatul nostru lovește în Dumnezeu. Dar spune împotriva ta, nu mai împotriva ta am păcătuit. Atunci când citim acest pasaj al Scripturilor, suntem oarecum contrariați. Pentru că, în primă instanță, păcatul lui David a lovit în Batșeba, a lovit în Uriehetitul și nici de cum în Dumnezeu spune noi, cu mintea noastră a oamenilor care trăim în această societate. Cu toate acestea, David spune, păcatul meu, Doamne, în primul rând a lovit în tine toate păcatele noastre, dincolo de a lovi în cei pe care noi vrem să afecteze păcatul nostru, lovesc în Dumnezeu. Oarele acelea trântit în fața soțului, dincolo de a-l supăra pe el, îl supără pe Dumnezeu. Cuvântul acela de dojană, de jignit la adresa soției, că o trebuie să spui că n-ai avut altă soluție sau trebuie să spun că n-am avut altă soluție. Mai întâi a lovit în Dumnezeu. Cuvântul acela poate e puțin nepotrivit pe care l-ai spus la locul tău de muncă, l-am spus la locul meu de muncă. Cuvintele acelea nu tocmai potrivite pe care le-am rostit, N-au lovit în primă instanță în cei pe care i-am jignit într-un fel sau altul, ce a lovit în Dumnezeu. Nervia aceea care s ca popcornul, lovesc în primă instanță în Dumnezeu. Toate păcatele noastre lovesc în Dumnezeul nostru. În Dumnezeul nostru care ne poartă de grijă. În Dumnezeul nostru care este alături de noi în toate circunstanțele nefavorabile ale vieții. În acel Dumnezeu care atunci când te pleci pe genunchi și îți deschizi asta inimii spre Ierusalimul Ceresc, te ascultă din ceruri. Acel Dumnezeu care atunci când ai rămas la reanimare și n-a mai fost nimeni cu tine în salon, a rămas cu tine acolo lângă patul tău să te întărească. Atunci când ți-ai pierdut copiii din priviri, el a avut în privire lui să-i păzească, să-ți aducă din nou teferea acasă. În timp ce atâția părinți și-au pierdut copiii din priviri și niciodată nu i-au mai întâlnit. În Dumnezeul acesta lovește păcatul tău și păcatul meu, prebitul meu, frate și sora. Toate păcatele noastre lovesc mai întâi de toate în Dumnezeul nostru. Abia apoi caricoșeu lovesc și în cel din dreapta și în cel din stânga. Din casa noastră, din biserică, din societate, de la locul nostru de muncă, de la școală, oriunde am fi. Păcatul nostru lovește nu doar în cel de lângă noi, în aproapele nostru, ci lovește în mod expres în Dumnezeu. În ciuda păcătoșeniei noastre și a slăbiciunii noastre, totuși El ne iartă. Totuși, el ne dă pâinea cea de toate zilele. Totuși Duhul lui cel Sfânt ne cercetează. Totuși Cuvântul lui cel Sfânt ne vorbește. Nu te poate cuprinde, nu ne poate cuprinde un alt sentiment decât sentimentul de părere de rău. Doamne, Tu ești așa de bun cu mine. Doamne, Tu ești așa de îndurător cu mine. În pofida faptului că eu sunt un om păcătos. În pofida faptului că Te-am întristat prin atâtea lucruri, Doamne, nu sunt vretnic să stau înaintea Ta. Asta înseamnă pocăință. Pentru că pocăința implică regrete. Să te uiți în această seară la viața mea tale, să mă uit în această seară la viața mea și la toate cele păcate pe care le-am făcut să atașăm în această seară părere de rău. Frații mei, toate păcatele noastre lovesc în inima de Tatălui Dumnezeu. Acele păcate pe care nu le știe absolut nimeni sau le știu și alții, lovesc în Dumnezeul tău și lovesc în Dumnezeul meu. Lovesc în Dumnezeul nostru care a murit pe cruce în persoana Lui Iisus Hristos pentru noi. Toate păcatele noastre lovesc în Dumnezeul nostru. Toate păcatele noastre întristează pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Frații mei, păcatul nostru lovește în Dumnezeul nostru care ne face atât de mult bine. Ori când înțelegi acest lucru, când înțelegi acest lucru. Repet, pe de o parte bunătatea Lui Dumnezeu, pe de altă parte păcătoșenia ta și păcătoșenia mea. Nu putem să avem un alt sentiment decât părerea de rău pentru păcatele noastre. Pocăința implică regrete. Apoi, preiubiții mei, pocăința imploră iertare. Pocăința imploră iertare. În versetul 2, David spune în felul următor. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. David admite faptul, preibiții mei, că păcatul murdărește. De ce spune el, spală-mă, Doamne, pentru că sunt murdar? De ce spune el, curățește-mă, Doamne, pentru că sunt murdar? Dar oare cine a determinat pe David să fie murdar? De ce a avut nevoie oare de a fi spălat? De ce a avut oare nevoie de a fi curățit? Răspunsul este unul clar și logic în acest pasaj. Păcatul l-a murdărit. previți mei, toate păcatele noastre ne murdăresc. O mică minciunică, îmi spune noi uneori, dar păcatul acela, o mică minciunică murdărește haina sufletului nostru. O mică bârfă, că toată lumea bârfește. Abia am așteptat momentul să spun și eu ceva despre la că, uite ce ți o spus și el despre mine, dar păcatul acela murdărește. O mică părere de rău, de ce și-o luat el așa mașină și eu nu am bani să-mi cumpăr mașină? Doamne, tu nu vezi că eu am mașina asta și nu prea are ca putere? Uite ce mașină și a luat el. O de ce oare i-a dat Dumnezeu mașina aceea? O mică părere de rău pe el. Toate acestea nu fac nimic altceva decât să murdărească haina sufletului nostru. Lăudă roșia. A te vorbi extraordinar, a vorbi nu știu ce lucruri deosebite despre matale, a vorbi nu știu ce lucruri deosebite despre mine. Puțină mândrie, trufie, disprețuirea celorlalți, abordarea lucrurilor cu superioritate, toate acestea nu fac nimic altceva decât să ne întineze haina sufletului puțină neascultare de părinți, puțină nesupunere în adunare de mai mari noștri în Domnul, puțină răzvrătire, puțină trădare față de un pretin apropiat. Toată lumea face la fel. Dar toate ce este prohibiți, mei nu fac nimic altceva decât să ne murdărească haina sufletului nostru. Pentru că păcatul murdărește haina sufletului. Suntem preocupați de haina pe care o îmbrăcăm. Înainte de a veni la adunare sau a merge la locul nostru de muncă, a merge la școală, a merge la o întâlnire, Măcar câteva momente zăbovim în oglindă, suntem preocupați de cum stau hainele pe noi, ne aranjăm părul, ne aranjăm hainele pe noi, pentru că suntem preocupați să nu ieșim oricum în societate, să nu venim oricum la adunare. Frații mei, oare n-ar trebui să fim mai preocupați de haina sufletului nostru? Dacă băgăm atâta seamă pe haina de pe noi, cum ne de haina, cum arătăm, cum este, este exteriorul nostru, exteriorul nostru trupesc, pământesc, lumesc, N-ar trebui cu mult mai mult să fim preocupați de aspectul nostru spiritual, de haina sufletului nostru? Când a fost ultima dată când ai stat în oglinda lui Dumnezeu, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, să te analizezi așa cum ești în ochii lui Dumnezeu? Să vezi ce poate spune Dumnezeu despre tine, ce poate eu spune despre mine în lumina adevărului Dumnezeu? Oare ce spune Dumnezeu despre Matale în această seară? Oare care este părerea lui Dumnezeu despre mine în această seară? Ne putem vorbi bine unii pe ceilalți, ne putem aprecia unii pe ceilalți. E important lucrul acesta. Dar toate acestea prea iubiții mei sunt nesemnificative în raport cu importanța aprecierii lui Dumnezeu. Părerea care contează cel mai mult în acest univers este părerea lui Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru știe totul și cunoaște totul, Măriți să-i fie numele. Oare ce părere are Dumnezeu despre tine? Ce părere are Dumnezeu despre mine? David când a stat în prezența lui Dumnezeu, când a cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în vederea pocăinței, a constatat acest adevăr dumnezeiesc. Păcatul din viața lui cu Batșeba și lucrul acela nesăbui când l-a ucis pe hetitul prin sabia filor lui Amon. N-a făcut nimic altceva ceva mei decât să-l murdărească, să-i murdărească haina sufletească. Este important, prea mei, frașii, și surori, dragi prieteni, atunci când ne simțim murdari în ochii lui Dumnezeu, să implorăm iertarea lui Dumnezeu. Pentru că pocăința imploră iertare. Când David constată faptul că este un om păcătos, el face un lucru foarte important pe care eu cu Matale trebuie să-l facem în această seară. El imploră iertarea lui Dumnezeu. Pocăința imploră iertare. Omul care se pocăiște spune, Doamne, ai milă de mine păcătosul, Doamne, iartă-mă, Doamne, fie-ți milă de mine, Doamne, acordă-mi iertarea Ta. Predicatorul Ioan Gură de Aur spune în felul următor, pocăința este o tocmeală între om și Dumnezeu. Omul dă păcatul și Dumnezeu dă iertarea. N-ai vrea în această seară să te tocmești în acest fel cu Dumnezeu? Să faci această înțelegere cu Dumnezeu, să-i dai păcatul matale, să-i dau păcatul meu și Domnul să-mi dea iertare? Pocăința imploră iertare. Apoi, preobiți pocăința aduce schimbare. Pocăința aduce schimbare. Pocăința înseamnă mai mult decât a ne schimba exteriorul. E foarte important exteriorul și exteriorul spune mult despre ceea ce este în interiorul nostru. Dar pocăința înseamnă mai mult decât a ne schimba exteriorul. Pocăința înseamnă mai mult decât o haină frumoasă, Pocăința înseamnă mai mult decât a citi un capitol pe zi din scripturi. Pocăința înseamnă mai mult decât a avea un timp de rugăciune, toate sunt importante și toate trebuie făcute. Dar Pocăința înseamnă mai mult decât a cânta o cântare, mai mult decât a rosti o predică sau o profeție. Pocăința înseamnă mai mult decât a fi oameni aceia zeloși care mergem în misiune, care dăm din bănuțul nostru. Pocăința înseamnă mai mult decât a da cu puțin parfum spiritual, cu puțin post, cu puțină rugăciune ca să ne îndreptăm viața. Pocăința, preiubiții mei, înseamnă schimbare de plină. Pocăința biblică, veritabilă, aduce schimbare. Pocăința se ocupă nu doar de exteriorul nostru, nu doar de relațiile noastre, nu doar de imaginea noastră, ci pocăința împrentează totul. Când un om se pocăiește, se schimbă pe deplin, pentru că pocăința vizează toate aspectele acelui om. Se schimbă privirea lui, se schimbă gândirea lui, se schimbă vorba lui, se schimbă viața lui, se schimbă relațiile lui, se schimbă timpul lui, se schimbă tot ce este el. Pentru că pocăința aduce schimbare. Nu se poate pocăință fără schimbare. Nu se poate un om să se pocăiască și să tragă la măsea până se întoarce pe spate. Nu se poate pocăință și să vorbești la fel. Nu se poate pocăință și să te porți la fel în casa matale, să mă porți la fel în casa mea. Când un om se pocăiește, se vede în casa lui că este un om pocăit. Când un om se pocăiește, se vede în societate că este pocăit. Omul pocăit, prea mei, este remarcat de toți ceilalți. Odată un tânăr a venit acasă și făcea parte dintr-o biserică mai mică. Și fratele păstor le-a spus în felul următor, frații mei, haideți despre că între noi să avem un motiv de mulțumire. Și frații au venit, fiecare dintre ei, cu motivul lor de mulțumire. Când a venit rândul acestui tânăr, cu oarecare sfială, o aură oarecum nevinovată de sfințenie a vrut el să fie. Le-a spus în felul următor cu o voce plângăreață, fraților, aș vrea să mulțumiți Domnul împreună cu mine, că timp de un an de zile cât am fost în armată, nimeni nu și a dat seama că eu sunt un om pocăit. Frații mei, asta e o mare problemă. Dacă nu-și dau seama cei de lângă noi că suntem pocăiți, înseamnă că nu suntem pocăiți. Pentru că un om care se pocăiește, emană în jurul lui prezența lui Dumnezeu. Un om pocăit se vede în casa lui, un om pocăit se vede în societate, oriunde este, el poartă cu el frumosul nume al lui Dumnezeu și lucrul acesta se vede. În versetul 10 și 11, David spune în felul următor, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Când un om se pocăiește, Dumnezeu pune în el o inimă curată, Dumnezeu zidește în el o inimă curată. Dumnezeu înlătură inima păcătoasă, înlătură păcatul din viața celui om și înlocuiește păcatul, inima păcătoasă, cu o inimă curată, o inimă sfântă, o inimă plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu se ocupă de aspectul spiritual al acelui om. Dumnezeu îi schimbă mintea, întrebuințarea minții. Dacă până în momentul acela omul se gândea la tot felul de lucruri care îl întristau pe Dumnezeu. Un om era permanent preocupat de cum să facă mai mulți bani, cum să fie mai șmecher, cum să-i meargă mai bine. Omul care se pocăiește începe să gândească în felul următor, cum aș putea să îi fiu mai plăcut lui Dumnezeu? Cum aș putea să vorbesc mai frumos despre Dumnezeu și cu Dumnezeu? Cum aș putea să înțeleg mai bine cuvântul lui Dumnezeu? Cum aș putea să fiu mai de folos lui Dumnezeu? Cum aș putea să mă port mai bine în casa mea, cu soțul, cu soția, copiii, cu părinții? Cum aș putea mai mult să onoresc pe Dumnezeu prin viața mea? Cu alte cuvinte, el are gândul lui Hristos. Un om care se pocăiește are sentimentele schimbate. Dintr-un om care avea sentimente de afecțiune pentru lucrurile acestea trecătoare, vremenice păcătoase. Dumnezeu îi schimbă sentimentele și face din el un om care iubește ceea ce el iubește și urăște ceea ce el urăște dintr-o voință care era roabă păcatului, Dumnezeu o schimbă, o transformă și face din ea o voință care se pleacă înainte Lui Dumnezeu și slujește Lui Dumnezeu. Trăiește pentru gloria Lui Dumnezeu. Când un om se pocăiește, el stă în prezența Lui Dumnezeu. Pentru că David spune, Doamne, nu mă păda de la fața Ta. Asta înseamnă că omul care se pocăiește, tocmai de acest lucru beneficiază de asta în fața lui Dumnezeu. Și când stai în fața lui Dumnezeu, spune psalmistul, te luminezi de prezența lui Dumnezeu. A fost Moise altă dată pe munte și a stat acolo vreo 40 de zile și 40 de nopți. Și când a coborât de pe munte, ceva interesant s-a petrecut cu viața lui, cu fața lui. Fața lui spune Cartea Sfântă Biblia strălucea de prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu se poate să stai sus pe munte, într-o stare de pocăință, să stai cu Dumnezeu pe rugul pocăinței, să stai pe pământul sfânt al pocăinței, la rugul aprins al cercetării lui Dumnezeu, să ai parte de un peniel, să stai cu Dumnezeu în părtășie, să te pocăiești cu alte cuvinte și să arăți la fel. Când un om stă sus pe munte cu Dumnezeu în părtășie, adică să a de păcatele lui și pentru gloria lui Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea pentru că fața lui va străluci. Asta înseamnă pocăință. Pentru că pocăința aduce schimbare apoi un om care se pocăiește și îi slujește lui Dumnezeu ca un moment ulterior nașterii din nou, convertirii, urmează, preiubiții mei, botezul cu Duhul Sfânt. Și când Dumnezeu botează pe cineva cu Duhul Sfânt, Dumnezeu îl umple de prezența lui, de putere, pentru că Duhul Sfânt este o persoană care are putere. Și ne împuternicește să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Dar se mai întâmplă ceva când Dumnezeu botează pe cineva cu Duhul Sfânt. Dumnezeu lucrează în așa fel încât Duhul Sfânt al Dumnezeu lucrează în viața lui, în roada Duhului. Acum ce se întâmplă? Dintr-un om care era tot timpul urâcios, tot timpul se enerva pe toți, nu putea să iubească pe nimeni, Dumnezeu face un om blând, un om iubitor. Dintr-un om foarte nervos, n-a putut să se stăpânească în casă, o împărțit păm și pumni, o împărțit cuvinte de ocară, Dumnezeu face un om blând, un om integru, Dintr-un om care nu era tocmai cinstit, Dumnezeu îl schimbă și îl transformă într-un om integru. Dintr-un om care nu putea să se stăpânească, era ca o cetate surpată și fără ziduri, fără uși. Era cum bate vântul în toate părțile, în toate păcatele. Dumnezeu face din el un om stăpân pe sine. Dumnezeu îl schimbă, Dumnezeu îl transformă. Dintr-un om fricos, Dumnezeu îl face un om curajos. Curajos pentru gloria lui. Și spunea așa de frumos altă dată fratele Richard Wumbrand, că omul pocăit este blând ca un miel și viteas curajos ca un leu. Așa face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu omul pocăit. Pentru că atunci când un om se pocăiește, se întâmplă ceva în viața lui. Nu este vorba doar despre schimbarea exteriorului, ceea ce trebuie să se întâmple, pentru că omul pocăit îl schimbă și exteriorul. Dar se întâmplă ceva cu mult mai minunat. Omul care se pocăiește este pe deplin schimbat pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că pocăința aduce schimbare. Biblia ne spune că Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai mare marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mai mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și a zis, Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos, dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Isus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Biblia și istoria bisericii ne vorbește despre schimbarea vieții lui Zacheu. Zacheu spune, Doamne, dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iar cu cealaltă jumătate, Zacheu face milostenie. Istoria bisericii ne spune că în urma întâlnirii cu Isus Hristos Domnul, viața lui Zacheu s-a schimbat atât de mult, încât cu jumătate din avere i-a despăgubit pe cei pe care îi înșelase până în momentul întâlnirii cu Isus, iar cu cealaltă jumătate de avere a făcut milostenie pentru gloria lui Dumnezeu. Ce lucru extraordinar, Zacheu, care s-a lepădat de neamul său evreiesc ca să câștige bani. Zacheu care avea ca idol în viață, ca Dumnezeu în viață banul. Și a făcut tot ceea ce a stat în putință ca să adune bani și confort material. Când îl întâlnește pe Isus, renunță la tot ceea ce a avut mai drag până în momentul acela, la bani, ca să-i slujească Domnului. Frații mei, pocăința aduce schimbare. Acum eu nu zic să ne vindem casele, să ne vindem apartamentele, să ne vindem mașine sau proprietățile. Însă ceea ce vreau să subnez prea obiții, este că atunci când un om se întâlnește cu Dumnezeu, lucrul acesta se vede. Se vede în felul în care conduce mașina. Se vede în, care ne, în felul în care ne îmbrăcăm, se vede în felul în care vorbim, în felul în care gândim, se vede în toate relațiile noastre, în cercul nostru de preteni, în felul în care abordăm lucrarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. În toate lucrurile se vede un om care se pocăiește, pentru că pocăința aduce schimbare. Grigore Teologul spune în felul următor, pocăința are două fețe. Ea privește la cele trecute și la cele viitoare. La cele trecute, ca să-ți păcatele făcute, iar la cele viitoare, ca să nu le mai faci. Cu alte cuvinte, pocăința aduce schimbare. Apoi, pocăința conferă bucurie. Prăbiți mei, pocăința conferă bucurie. Dacă în această seară ar fi să ne întrebăm unii pe ceilalți, fraților, ce ne-ar aduce bucurie? Oare ce am spune? Doamne, dacă aș mai avea un etaj la casă, Doamne, bucuros aș fi. Mașina asta, Doamne, nu prea merge. Dacă mi-ai dea una mai luxoasă puțin, cu mai mult ai puteri, să tragă mai bine, Doamne, bucuros aș fi. Doamne, nu am loc de muncă. Dacă mi-ai dea un loc bun de muncă, Doamne, bucuros aș fi. Doamne, nu am pensia aceea pentru care am lucrat o viață întreagă, dacă mi-ai dat-o, Doamne, bucuros să-și fi. Doamne, nu am liniște în casă mea, dacă aș avea, o, Doamne, bucuros să-și fi. Doamne, dacă aș fi o leacă mai apreciat, mai cunoscut, Doamne, bucuros să-și fi. Doamne, dacă aș avea mai mult succes în ceea ce fac eu, Doamne, bucuros să-și fi. Doamne, dacă mi-aș tripla situația din bancă, Doamne, bucuros să-și fi. Domnul meu, dacă mi-ai da o fată bună, Doamne, bucuros să-și fi. Dacă mi-ai da un băiat bun, Doamne, cât de bucuros să-și fi. Doamne, dacă te-ai îndurat de tata și de mama și ai mântuit, Doamne, cât de bucuros aș fi. Doamne, dacă mi-ai dat sănătate și n-aș mai trebui să mă duc de la doctor la doctor și să umplu cu un pumn de medicamente după mine, Doamne, cât de bucuros aș fi. Doamne, dacă mi-ar merge și mie la fel de bine ca vecinului de scară, ca vecinului de lângă mine, Doamne, cât de bucuros aș fi. Doamne, uite-te la fratele ăla din adunare, uite ce bine merge lui. Doamne, dacă aș fi și eu ca el, Doamne, bucuros aș fi. Doamne, dacă aș predica și eu ca fratele acela, cât e bucuros aș fi. Doamne, dacă aș cânta și eu ca sora aceea, cât e bucuros aș fi. De mi și mie dar profetic, darul vorbele în limbi. Doamne, dacă mi-ai dat diferite lucruri, cât de bucuros aș fi. Frații mei, David are o familie mare, David are palate, David este un om de succes, este cel mai mare împărat pe care l-a avut Israel. De-a lungul vremilor Dumnezeu vorbește de fiecare dată cu bunăvoință despre David. Lasă un om pe scaunul de domnie al lui Iuda din pricina robului meu, spune domnul David. Întotdeauna spune Dumnezeu: Nu-i voi stinge lumina. David a fost iubit de Dumnezeu. Dacă e vorba de cântare, David era un cântăresc extraordinar. Era cel mai plăcut cântăresc din Israel. David este și profet, potrivit cărților psalmilor. El profețește despre Domnul Hristos. David îi învață pe alții legile și poruncile Domnului. David și predică Evanghelia. David face multe lucruri nevoie de succes. David are succes. David este cel mai puternic împărat din zonă, toți îi sunt supuși. Are pace, are liniște, toți se tem de el, toți îl respectă. Vrea prietenii, David are prietenii din abundență, toți vor să fie prieteni cu David. David are de toate. Vrea un cal mai frumos, vrea o trăsură mai frumoasă, vrea un palat, David le are. Cu toate acestea, David îți spune, Doamne, nu-mi da bucuria prilejuită de aceste lucruri trecătoare. Și, Doamne, Dumnezeul meu, eu vreau o altă bucurie. Doamne, dăm bucuria mântuirii tale, spune el în versetul 12, pentru că pe aceasta a pierdut-o ca urmare a păcatului său. Frații mei, păcatul ne fură bucuria. Păcatul ne fură bucuria și uneori suntem triști, posaci, amărâți, nu mai avem nicio stare bună în prezența Dumnezeu. Suntem așa de necăjiți că nu avem suficienți bani, că suntem bolnavi, că nu ne merg lucrurile bine. Cu toate acestea, frații mei, David spune, Doamne, aș vrea bucuria aceea care nu ține cont de câți bani am în bancă sau în portofel. Că bate vântul prin buzonarele mele sau că sunt pline. Doamne, nu în asta vreau să-mi găsesc eu bucuria. Doamne, bucuria mea nu vreau să fie în câți cai putere am la mașina mea. În ce casă frumoasă am sau pe care nu am, Doamne, la care visez. Doamne, eu vreau altceva, vreau bucuria mântuirii tale. Dar cum vine asta în viața unui om? Când un om aude cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îl cercetează, el se pocăiește. Pocăință înseamnă să-ți recunoști să-ți plângi păcatul, să spui, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă. Omul acela preiubiții mei, ca urmare a pocăinței și credinței lui, se naște din nou, îl cunoaște pe Dumnezeu, devine copil, fiu de Dumnezeu. El încheie după aceea legământ cu Dumnezeu în apa botezului și apoi Dumnezeu îi dă și Duhului Cel Sfânt. Îl botează cu Duhului Cel Sfânt. Când în viața unui om vine mântuirea ca urmare a nașterii din nou, Dumnezeu îi dă bucuria. Pocăința aduce mântuirea, și mântuirea aduce bucuria. Ăsta este stilul lui Dumnezeu de lucru. Omul care se pocăiește primește mântuire și bonusul lui Dumnezeu la mântuire. La mântuirea celui care se pocăiește de păcatele lui ca să-i slujească lui Dumnezeu este bucuria. N-ai vrea să ai această bucurie, prea meu, care nu ține cont de situația prin care treci? Să poți să fii plin de bucurie ca altă dată Pavel? El scrie fraților din Filipii și le spune de multe ori, fraților, bucurați-vă! Și unde era Pavel când scrie aceste lucruri? La câțiva metri sub pământ. În cea mai dramatică închisoare a vremii din Imperiul Roman, temnița Mamertină. Și omenește ne se pare imposibil. Cum Pavel să te bucuri când ești bătut măr? Cum Pavel să te bucuri când tu stai în închisoare pentru Domnul? Cum Pavel să te bucuri când tu stai legat la mâini, legat la picioare și tu să cânti cântări de laudă, de glorificare lui Dumnezeu? Pentru că Pavel a avut această bucurie a ca urmare a pocăinței Lui. Mă rog să ne-o dea Dumnezeu fiecare dintre noi. Amin. Frații mei, potrivit Scripturilor din această seară, pocăința admite păcatul. Pocăința implică regrete. Pocăința imploră iertare. Pocăința aduce schimbare și pocăința conferă bucurie. Păcatul ne desparte de Dumnezeu, dar pocăința ne aduce din nou în relație cu Dumnezeu. De aceea este nevoie de pocăință, pentru că pocăință înseamnă să fii din nou cu Dumnezeu. O pictură foarte vestită care a fost realizată în anul 1850 și care la ora actuală se găsește într-o capelă din Oxford, prezintă următoarea imagine. În partea stângă tabloului se găsește o ușă care simbolizează sufletul omenesc. Iedera a crescut peste casa respectivă, peste ușa respectivă, pragul casei este acoperit cu buruieni, este penoptate și Domnul Iisus Hristos se apropie de ușa respectivă cu o cunună de spin pe cap, cu o haină de purpură împărătească, în mâna stângă, în care se vede semnul răstignirii, ține un sfeșnic, iar cu mâna dreaptă bate ușor la ușă. Ușa are o singură clanță, clanța este dinăuntru, este în interior. În această seară Domnul ne spune în cuvântul său, în cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20, Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dar poate răspune cineva, ăsta este un text de evangelizare. Frații mei, Domnul spune acest cuvânt, însuși Domnul Hristos îl spune unei biserici din Apocalipsa, biserici din Laodiceia. Iată, eu stau la ușă și bat. Poate în această seară te uiți la viața mea tale, mă uit la viața mea și vedem că ușa inimii noastre este închisă față de Domnul. A început să crească păcatul peste viața noastră, peste casa Sufletului nostru. Și Domnul nu ne mai cercetează și ne simțim tot mai departe de Domnul. Păcatul a baricadat ușa Sufletului nostru ca nu cumva să intre Domnul acolo și să ne schimbe viața pentru gloria Lui. Dacă în această seară te găsești într-o astfel de situație, dacă în această seară mă găsesc într-o astfel de situație, este momentul potrivit să ne cercetăm. Pentru că în această seară, Domnul Iisus Hristos este în mijlocul adunării, trăiască în numele. Amin. Eu cred din toată inima ce spune Scriptura, că atunci când ne adunăm doi sau trei în numele Lui și El însuși este prezent în mijlocul adunării, trăiască în numele. Amin. El bate ușor la ușa inimii tale, El bate ușor la ușa inimii mele. în această seară împreună cu mine? să -i spui Domnului, Doamne, te rog, intră în inima mea pe deplin. Doamne, curățește locașul sufletului meu, curățește inima mea de tot ce înseamnă păcat, pentru că în această seară, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Frații mei, noi avem nevoie de pocăință cu toții. Nepocăiții au nevoie de pocăință, dar și pocăiții au nevoie să se pocăiască. Pentru că pocăința este o stare de viață. Noi trebuie fiecare zi să ne pocăim de tot ce înseamnă păcat, ca să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. N-ai această seară să spui, Domnul, Doamne, ai milă de mine, curățește ușa sufletului meu, curățește inima mea, lăcașul sufletului meu de tot ce înseamnă păcat? N-ai vrea în această seară, prea meu, să mergem de aceea cu Domnul mai mult ca oricând în inima noastră? Să cineze Domnul cu noi? Să-L ducem pe Domnul cum l-a dus altă dată un om din Noul Testament, pe Domnul la noi acasă? Să stea Domnul cu noi la masă, să vină Domnul cu noi la serviciu mai mult ca oricând? Să fie Domnul mai mult ca oricând Domnul și Mântuitorul sufletului nostru? Apostolul Petru spune în fapte 3 cu 19, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Haideți în această seară să ne pocăim. Și pocăință înseamnă să-ți admiți păcatul, să îți pară rău de păcatul tău, să ceri iertare pentru păcatul tău, să ceri iertare pentru păcatul meu, să mă las schimbat de Duhul Sfânt de Dumnezeu, să trăiesc o viață nouă pentru gloria lui Dumnezeu, să-mi bucurie Dumnezeu în suflet. Când ne pocăim mi adică deschidem ușa inimii noastre pentru Domnul, să vină Domnul să ne curățească pentru a trăi pentru gloria Lui. Se întâmplă ceva frumos. Vin de la Domnul vremurile de înviorare. Dacă de ceva avem în această vreme nevoie, preobiții mei, frați și surori, avem nevoie de înviorare Lui Dumnezeu. Avem nevoie ca din nou să sufle Domnul vântul sfânt de la Rusalii. Să vină din nou prezența Lui Dumnezeu peste noi mai mult ca oricând. Să fim oameni ce plini de Duhul Sfânt, care să lucrăm, lucrăm cu zel pentru Domnul, să trăim frumos pentru gloria Lui Dumnezeu în fiecare zi și să muncim cu toată sârguința pentru Domnul nostru, să avem roada Duhului în viața noastră. Dar toate acestea nu se poate fără de pocăință, pentru că întâi vine pocăința și când un om se pocăiește, Dumnezeu aduce în viața lui vremuri de înviorare să ne pocăim, preiubiții mei, de păcatul nostru. Pentru că păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu, dar prin pocăință ne reapropiem de Dumnezeu, ne repunem în relație cu Dumnezeu, suntem din nou cu Dumnezeu. Și nimic nu e mai frumos sub soare decât să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, cum a umblat altă dată în nou. Pentru că noi așteptăm acea zi frumoasă când va veni Domnul să ne ia la cerul, să fim pentru totdeauna cu El în patria cerească. Dar toate acestea nu se pot fără de pocăință. De aceea să ne ajute Domnul să ne pocăim din toată inima noastră pentru a fi din nou cu Dumnezeul nostru așa cum vrea El. Amin.